Bună, dragilor! Este ora 2 și eu acum plec la mama. Copiii sunt acolo, pe la ora 12, fără a veni să le ia pe Marc. Și apoi au plecat împreună să o ia pe Selly de la școală. Mini! Mă duc să las gunoiul. Am mai dus și Bogdan în gunoi dimineață, că el a plecat la București să descarce marfa. Și acum mai duc și eu în gunoi. Și am luat-o și pe Mini. Mergem să cumpărăm și pâine și apoi mergem puțin pe la vânt. Până la ora asta nu am filmat, am făcut fricasă. Treabă! Tu! Am ajuns acasă, m-am întors, nu am mai apucat deloc să filmez cât am fost la mama, am stat de vorbă cu ea, am fost cu gunoiul, am cumpărat pâine și apoi m-am dus direct la ea și am stat de vorbă, așa că nu am filmat deloc. Iar acum m-am întors acasă și este ceasul 4:15. Selena este acasă la o prietenă, iar Marc a rămas la mama, nu a vrut să vină cu mine și voiam să vă arăt ce veste drăguță am primit de la mama. Mie îmi place foarte mult, deci este o vestă din blăniță, superb, îmi place foarte, foarte mult și culoarea. Partea bună la această vestă este că se face scurtă, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că lungă nu mă avantajează atât de tare decât dacă aș avea poate niște tocuri foarte, foarte înalte, dar așa, zici că sunt băgată într-un sac. Vesta este superbă, superbă, superbă. Mama și-a cumpărat-o pentru ea și ei nu-i vine. Este mică și mie mi se potrivește. Așa că, bineînțeles că acum, na, poate par și eu că sunt ca un bursuc din ăla gras. Dacă vă întrebați de ce am această bluză groasă pe mine, este pentru că este un frig de mori afară, foarte, foarte frig, și mi-am luat această bluză și cu geaca de piele și credeți-mă că am avut momente când mi-a fost frig și așa. Bun, și o să-mi dau imediat partea de jos de la vestă să vedeți cum se vede și cred că o să iau și niște tocuri în picioare să vedem că nu am probat cu tocuri, dar așa este foarte lungă pentru mine, na. Pe mine îmi bubnește râsul deja când mă uit așa, zici că pot pleca cu capra, dar e drăguță, deci e drăguță. Acum nici n-am încheiat-o, dar o să vă arăt să vedeți ce fain vine cu partea scurtă. Deci așa lungă nu cred că o să mă îmbrac eu cu așa ceva, dar cu partea aceea scurtă, da, cu siguranță. Ia să vedem, uitați, aici are fermoarul să o poți desface. Gata, am dat-o jos. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este. Și este atât de moale. Deci este atât de fină și atât de fain, se simte. Și așa este partea scurtă. Eu zic că arată mult mai ok cu partea scurtă. Mult, mult mai ok. Eu mai am o vestuță neagră pe care am cumpărat-o anul trecut și este cu cordon și îmi place și aceea la nebunie. Și vreau să vă spun că și de asta m-am îndrăgostit. Lungă nu mă avantajează, dar scurtă mie mi se pare că da. De scurtă chiar îmi place cum îmi stă și mi se pare că arată bine. Acum o să o și închei, că nu este încheiată. Mi-am pus și o pereche de papuci cu toc să vedem cum vine. Mie îmi place foarte, foarte mult. Sincer, foarte mult îmi place. Cred că mi-ar plăcea mai mult să aibă un cordon. Dacă ar fi avut un cordon soleg, cum am la aceea neagră, mi-ar fi plăcut mult mai tare, dar și așa largă chiar nu mă deranjează. Îmi place foarte mult. Acum nici eu nu am o combinație probabil bună să se potrivească această bluză cu această vestuță. Sincer să fiu așa, mie nu mi se pare că se potrivește combinația asta de cum sunt îmbrăcată, dar vesta îmi place la nebunie. O să mă filmez și cu camera din față, o să mă pun așa la distanță. Îmi place foarte, foarte mult această vestuță, nu știu cât de bine se vede pe cameră față de realitate, dar mie îmi place foarte mult. Cred că această blăniță are un surplus, această vestuță cu blăniță are un surplus, că tot îi cade părul și m-am făcut pe bluză plină de păr. Am încercat să-mi pun telefonul undeva să mă filmez de-a întregul, dar nu am unde. Dacă ar fi fost cineva acasă să mă ajute, era perfect să mă filmeze din cap până în picioare. Cred că combinația perfectă ar fi să am o altă bluză. Bluza aceasta, când mă uit așa la ea, nu mi se pare că se potrivește.
Cred că s-ar potrivi foarte bine cu o bluză crem sau nu știu, dar cu această bluză, când mă uit așa, nu știu, nu mi se pare că se potrivește. Îmi place foarte mult cum arată vestuța. Apropo, am rămas și fără unghie, dacă vedeți. Deschisă, deschiată așa. Place foarte, foarte mult. Și o să-mi pun și partea aceea de jos să probez cu tocuri, să vedem cum vine. Dar este superbă această blăniță, superbă. Mi-aș plăcut să aibă și buzunare. Dar în rest îmi place la nebunie. Și descheiată cu vestuța asta, cu vestuța, vestuța cu partea lungă, descheiată, cred că arată bine. Altfel așa îmi dă impresia că sunt băgată într-un sac. Și dacă vă întrebați, dar cred că v-am mai zis, dacă vă întrebați de ce sunt eu așa de gros îmbrăcată, bine, vesta nu e ideală acum pentru anotimpul ăsta. Am pus-o ca să vedeți cum îmi stă. Nu este nici chiar de vesta asta de blană. Este frig, într-adevăr, dar cred că dacă m-ar vedea cineva cu așa ceva, ar râde de mine. Dar mie mi-a fost frig. Mi-a fost frig cu bluza asta și cu geaca de piele, deci chiar mi-a fost frig. Bun. Am fost la mama, am stat, am vorbit cu ea, am făcut comandă de McDonald's, am mâncat. N-am apucat deloc să filmez ca să mă bucur de momentele cu ea. Hai că am pus vestuța asta, partea de la vestuță. Ia să vedem, să mergem în spate de tot, să vedem, dar nu cred eu că se vede așa de bine. No, deci trebuie să mă duc, cred că în capătul cartierului, ca să mă vedeți cum se vede vesta. Mamă, ta ce m-am îndepărtat. Vezi că nu ai pe cineva să te ajute. Trebuie să mă duc să mă filmez tot așa în oglindă. Dar chiar sunt curioasă și eu. Hai să mergem să vedem. Ce moftic am intrat încălțată, pentru că eu de obicei nu intru încălțată. Am o problemă și am un stres, dar am făcut chestia asta pentru voi, să știți. Eu nu intru de obicei încălțată. Așa eu mă duceam, mă uitam în oglindă de aici, de la... Așa mă chinuiam și mă uitam în oglinda asta și... Dar hai, pentru voi fie. M-am oprit în dormitorul ăsta de la șinșile să nu mă duc să mai calc până în dormitorul celălalt. Da, arată mult mai ok cu niște tocuri. Tot lungă este pentru mine, pentru că eu sunt micuță de statură. Menționez că am 1,50 m. Așa că, na. Dar desfăcut așa, ce ziceți? Mă fac de rușine dacă ies cu această vestuță? O să las eventual comentariile deschise astăzi la vlog ca să primesc și eu mesaje. M-aș face de rușine dacă aș ieși așa cu vestea asta deschisă? Eu cred că nu. Și mă refer să fie de-a întregul. Dar în momentul în care am tocuri, ca așa să o iau de-a întregul fără tocuri, nu. Mie îmi place foarte mult cum arată, dar v-am spus, îmi place mult cum arată deschisă. Deci așa dacă aș închid eu, nu, mă simt ca ăla, cum îl chema, Vlad Țepeș. Da, așa deschisă, chiar drăguță. Și probabil o altă combinație. De obicei, crem cu negru se potrivește foarte bine, dar dacă ar fi fost bluza neagră, fără gri și fără aceste modele pe ea, cred că ar fi arătat mult mai bine, dar o luăm și o punem în dulap. Eu mai am o vestă neagră, v-am mai spus despre ea. Și o știți că am purtat-o toată iarna trecută. Am făcut așa o pasiune pentru veste. Îmi plac foarte mult vestele și îmi plac foarte mult paltoanele. Anul acesta aș vrea să-mi cumpăr un palton. Nu mă mai încântă atât de tare gecile groase și gecile lungi. Uite, de exemplu, această blăniță, vreau să vă spun că m-a încălzit în ultimul hal. Am venit cu ea de la mama, m-a adus fratele meu cu mașina, că altfel pe stradă nu aș fi ieșit cu o blăniță din asta în sezonul ăsta. Vă dați seama, suntem la trecut de mijlocul lui septembrie și să apar cu blană în asta, cred că ar fi râs lumea de mine, dar am zis că dacă mă duce cu mașina, că a fost până acasă și am zis, băi, mă duc și pe mine și mă lași acasă. Așa am lăsat-o pe mine, dar am făcut așa o pasiune pentru ele, îmi plac foarte mult și astea blănițele îmi țin foarte, foarte tare de cald. Cel puțin asta cum este lungă. Eu am o problemă de obicei la mijloc. La mijloc, la rinichi, la ovare sunt mai sensibilă și dacă mi este frig, atunci am probleme cu rinichii, cu ovarele, am dureri de burtă. Așa că la mine trebuie să fie ceva, eu și dacă ies iarna sau așa, ori am ceva, o vestă, dar de obicei mai bag un tricou sau un maieu pe dedesubt, depinde de cazuri.
Depinde de unde mă duc, ce fac, că dacă mă duc cu mașina de aici până la Coresi, nu e o problemă, dar dacă am de umblat așa mai mult prin oraș sau astea, trebuie să fiu îmbrăcată bine și să am spatele acoperit. Dar această vestuță și alte vestuțe, cum este cea neagră pe care am avut-o și plus alte vestuțe pe care le-am avut în trecut, că am avut și cu blană, am avut și din fâș, îmi țin cald și îmi plac mult mai mult decât acele geci din fâș. Am și geci din fâș, am câteva acolo, chiar am o geacă gri lungă foarte faină pe care am primit-o de la sora mea, dar tot așa e lungă, cred că cât vesta asta de lungă și sincer să fiu așa, nu mă avantajează, iar aceea să o iei cu tocuri nu merge, doar dacă ai lua eventual o pereche de ghete cu talpă, ceva să fie așa mai sport, dar așa nu. Acum, na, fiecare se îmbracă cu ce-i place, poartă ce-i place, dar gecile acelea de fâș și fain atunci când ninge, când plouă, că, na, nu ți se udă blănița, blana de obicei dacă se udă, ți se face urâtă, nu e ca la geaca aia de fâș, s-a udat și nu ai nicio problemă că se usucă. La blăniță, na, ele sunt mai pretențioase sau în cazul paltonului te uzi. Că dacă ai un palton din ala subțire cum îl am pe cel negru, atunci mă ud dacă plouă prea tare. Și am acel palton pe care l-am cumpărat anul trecut negru și îmi place foarte mult. Dacă aveți vreun pont cu care să iau scamele în afară de lamă, că am încercat cu bigul și nu se curăță bine, trebuie să folosești, cred că nu știu câte biguri ca să poți să iei acele scame și în afară de acel aparat special pentru scame, nu știu dacă aveți ce, hai, deja mi se duce rujul că am mâncat, dacă aveți ceva, vreun pont să pot să iau și eu scamele de pe acel palton, pentru că îmi place acel palton mult și vreau să-l folosesc și eu energiază, zici că am un care pe buză. Îmi place acel palton mult și chiar vreau să-l folosesc, să-l port. Dar nu-mi place cum se vede, care, de exemplu, pe aici, pe la sub braț, s-au pus foarte multe scame. Pe aici s-a pus și pe la mâneci. Și nu-mi place cum se vede așa scămușat. Zici că acel palton este cumpărat de ani de zile. Deci așa de mult zici că este cumpărat de mult, mult timp. Deci stau și mă uit la părul meu și nu-l mai suport. Abia aștept să mă vopsesc, dar nu știu când o să reușesc să mă vopsesc, pentru că nu mai suport cum arată. Doamne, cât de urât se vede culoarea mea naturală, cum a crescut. Nu-mi place deloc. Deloc. Deci mă uit la anumite vloguri din trecut și tot așa se vedea atât de urât rădăcina, măi, dar la vremea aceea parcă nu le vedeam. Se vedea rădăcina atât de urât și combinația de rozul ăla, roșcatul ăla cu culoarea mea naturală, deci era oribil. Oribil și când mă uit, frate, cât de grasă eram în trecut, doamne, deci eu la momentul acela nu mă vedeam că sunt atât de grasă, nu vedeam anumite defecte și acum când mă uit și zic, mamă, cât de mult am slăbit, cât de mult am progresat și m-am schimbat așa și în gândire și în foarte multe lucruri. Chiar nu-mi vine să cred și nu-mi place de mine în anumite vloguri. Deci, când mă uit așa, v-am spus în trecut și văd cum, și cum arătam și la gândire nu-mi place deloc. Deci, pur și simplu, acum m-am schimbat foarte mult. Într-adevăr că cu cât înaintezi în vârstă, deja începi să te maturizezi, să gândești diferit sau poate gândești mai prost decât ai gândit în tinerețe, dar, voi, nu-mi place. Deci, v-am spus, nu-mi place de mine absolut deloc. Nici atunci când eram grasă, nu-mi place nici cum eram vopsită, nu-mi place nici cum vorbeam. Sunt foarte multe defecte, Doamne, când mă uit acum, nu-mi plac deloc. Am cumpărat de la Carrefour Express cremvuști. Și am dat pe 6 cremvuși 14 lei 84, ceea ce mi se pare destul de scump, că sunt 6 cremvuși și sunt cei de la Fox, 8 cremvuși parcă, și sunt 14 lei, ceva 15 lei, dar măcar sunt buni. Ăștia nu știu dacă sunt buni, aceia măcar știu că îmi plac. Ăștia sunt de la Madrigust. Nu știu dacă am mai luat sau n-am mai luat, știu că Paris era mai luat cremvuși, nu știu. Și aici am cumpărat niște parizeri de la Cristur. Cristuru, 20 de felii, am dat 12,55 lei. Ăsta nu mi se pare așa, nu știu cum. Parizerul costa 51 de lei kilogramul, cremvuștii erau peste 50 de lei, nu mai țin minte cât era, 50 și 60 de lei. Nu știu dacă nu confund cu altceva, să fi citit altceva, dar nu cred, cred că am citit bine. Dar s-au scumpit toate, deci doamne, toate, toate, toate. Îmi aduc aminte că acum ceva timp, nu știu exact perioada,
Cu 50 de lei îți cumpărai o grămadă de chestii, îți cumpărai bucată de slăninuță, îți cumpărai salam, parizer, cremvuș, tobă. Deci mi-aduc aminte că mergea mama sau mergeam chiar și eu și făceam cumpărături și ne cumpăram tobă, slănină, bacon, cremvuș, parizer, salam, o grămadă de lucruri, măsline și mai luai și o bucată de brânză din aia rotundă, din oaie, parcă era. Și cumpărai cu 50 de lei o grămadă de lucruri și acum cu 50 de lei, dacă te duci, cumperi probabil, mai cumpăram poate două lucruri în plus față de asta, poate niște măsline și încă ceva. S-au scumpit foarte, foarte mult toate, nu știu, doamne, și când te gândești că se tot anunță scumpiri și la curent și la gaz și că o să avem cu porția, deci pur și simplu o să fim... Cam așa se aude că vom fi condiționați și nu doar noi România, ci toată Europa. Așa am auzit și eu pe la știri și pe la Digi și pe la toți ăștia ce vorbesc și mai mi-apar și de pe rețelele de socializare, mai mi-apare câte un video în care cineva prinde acele știri și le postează. E aiurea, dar și acum la noi în casă este foarte frig. Eu acum m-am încălzit cu blănița asta, dimineața și seara este frig. Înainte să faci baie, este frig când ieși din baie, sclănțăne dinții, deci astăzi am făcut baie și când am ieșit din baie în clănțăneau dinții de frig, nu mai puteam. Dar parcă e și prea aiurea, așa, nu știu, să o luăm prea repede. Acum, nu știu, o să gândim, ori să dăm drumul înainte de culcare și înainte de baie, mai dăm drumul înainte de trezire și să dăm așa drumul câte puțin. Suntem pe data de 19 septembrie. Mi se pare prea repede să o luăm ca să dăm drumul la gaz, dar dacă e nevoie, nu avem ce să facem, că mai bine dăm banii pe căldură decât să dăm banii pe medicamente și atunci avem și suferință și nu ne dorim chestia asta, așa că mai bine avem căldură decât să ajungem să ne îmbolnăvim sau să se îmbolnăvească copiii. Noi, ca oameni mari, mai luăm pe noi, ne mai îmbrăcăm o bluză groasă, un capot, una alta, dar la copilași altfel. Marc nu suportă șosețele, nu suportă să fie îmbrăcat foarte gros și, în primul rând, în afară de asta, ei stau jos. Cel puțin Marc se joacă pe jos cu mașinuțe, se mai joacă cu anumite lucruri și atunci stă pe podea și podeaua este rece, așa dacă merge căldura circulă, normal că se încălzește toată casa și podeaua. Mi-ar plăcut să am centrală, nu centrală, pardoseală din aia, încălzire în pardoseală. Aia e cea mai tare, cea mai faină încălzirea în pardoseală. Chiar am fost la cineva care avea încălzire în pardoseală la casă, nu avea niciun calorifer și în momentul în care mergeai pe jos se simțea așa de cald și așa de fain și nu ți înghețau picioarele, nu aveai nevoie de încălțăminte. Eu, de exemplu, acum am nevoie de încălțăminte. Eu și vara stau cu încălțăminte în picioare pentru că nu suport, trebuie să am papuși de casă sau șosete. Toamna, iarna, primăvara, nu mai zic, deci eu acum am și șosete. Și am și papuși de casă pentru că sunt foarte, foarte friguroasă. Așa că dăm drumul la centrală în curând. O să mă duc să-mi pun un pahar de suc, dar nu știu că mai am suc. Dar nu cred că mai am suc. Mai am de ăsta. Dar până la urmă îmi pun și din ăsta. Nu mai am de la de-a meu. De la negru. Știți de care? Cola. Nu avem cola. Nu avem cola. O să vă arăt ce am mai primit de la mama. Au primit și mei două pungi de mâncare și mă bucur că e ceva diferit din ce am văzut eu și papă și e ceva diferit. Mimi s-a făcut sete. Am mâncat McDonald's-ul ăla și am plecat că a venit fratele meu și nu am apucat să beau nimic și acum mi-e sete de mor. Am cumpărat și pâine proaspătă și vreau să vă arăt câte sărățele mi-au mai rămas. Dar nu pot să le scot de aici că le-am îndesat. Hai să facem așa. Deci mi-a rămas o pungă de sărățele și vreau să vă spun că am dat și la pachet acasă. Deci foarte multe sărățele. Nu au avut spor a fi mâncate toate, s-au mâncat, dar având în vedere că le-am dat pizza și alte lucruri pe lângă sărățelele mele, nu s-au mâncat toate. Plus că și-a luat și Bogdan astăzi la el sărățele. Și o să-și mai ia și mâine. Și uite așa, măcar le mai mănâncă el. Eu nu pot să mai mănânc, nu știu. Probabil că tot făcând... Doamne, dar ce mă enervează părul ăsta că se ridică, zici că sunt antene peste tot.
Am tot mâncat. Deci m-am tot îndopat cu toate lucrurile, cu tot felul de lucruri cât am făcut, cu sărățele, cu susan, cu tot ce prindeam acolo, băgam în gură. Și acum când mă gândesc să mănânc tăvălită sau când mă gândesc să mănânc sărățele sau anumite lucruri, deși tăvălită nu mai am, nu mai vine, pentru că am mâncat, nici pizza nu-mi vine să mai mănânc acum că am făcut atâtea tăvi și tot am văzut și tot am mirosit și tot am mai gustat și tot am mai ciugulit și nu. Nu vreau să mai aud de nimic acum. Și îmi pare foarte rău că nu am reușit să vă arăt compoziția tortului lui Marc. A fost una foarte, foarte faină, dar o să vă arăt imediat compoziția tortului Selenei. Foarte mișto arată și asta. Și cealaltă și asta, deci super, super fain. Dar îmi pare rău că nu am reușit, deci am fost atât de zăpăcită de cap, cu atâția musafiri, nu știai pe care să-l împar. Am făcut o grămadă de cafele, deși cafele, astea nici nu știu dacă am mai menționat, dacă am mai filmat ieri. Am făcut cafele, spălam vase, puneam iară pahare, farfurii, pentru că farfuriile acelea de carton, am spus și ieri, nu mi-au ajuns toate, că s-au pus și la pizza, așa că am fost așa dezăpăcită, nu am reușit. Mi-aș fi dorit să filmez mai multe momente în care copiii s-au jucat, copiii alergau, dar nu știu, nu mi-a trecut prin cap nici să-i spun lui Bogdan. Nu știu că și voi pățiți la fel ca și mine. Uneori parcă spui că mintea se oprește în loc și nu ți-aduce aminte să faci, nu-ți vine mai atunci în cap să faci tot ce ți-ai propus și să faci tot ceea ce ai vrut, pentru că mi-aș fi dorit să-i filmez cum dansau, cum se distrau, cum alergau și Diego, verișorul nostru, s-a jucat foarte frumos cu ei și și-a pus mintea și s-a dus cu ei în dormitor. Deci au fost niște momente foarte frumoase, dar nu am apucat să le filmez. Aici au mai rămas aceste baloane pe perete. Marc a spus că vrea să le mai lăsăm. Celelalte le-am dat jos și le-au dus în dormitor la Selena pe pat. Aseară mi-am pus cu Bogdan înapoi masa, am dat un pic cu mătura pe după ea, am adus jucăriile din nou aici. Și astăzi trebuie să-mi fac curățenie la baie. Rest am dat cu aspiratorul, tot am aranjat pe aici. Bine, în mare. Nu am făcut curățenia pe care o fac eu de obicei mâine, dar nu știu nici mâine, că am, zilele acestea am niște treburi de rezolvat prin oraș, de plătit una alta și nu știu dacă o să reușesc, dar astăzi vreau să-mi fac curățenie la baie. Și astăzi am mai reușit să bag la spălat, să-mi pachetez rufe, am făcut curățenie la șinșile, am dat cu aspiratorul toată casa, dar curățenia normal pe care o fac eu este programată mâine, dar nu știu dacă voi reuși mâine. Bogdan pleacă și el în Italia. Chiar o să-i dau să-mi cumpere niște brânză din aia rasă, că nu mai am, și niște lucruri de prin Italia, să vedem dacă mai găsește balsam din ăla de rufe. Mi-a plăcut foarte mult acela galben. Niște unt vreau să văd dacă îmi cumpără, dacă, nu dacă îmi cumpără, dacă găsește ceva fain să-mi cumpere, că e un unt foarte fain, mi-l cumpăra mama Parmerigio cu șoricel pe el, ăla știu că ne plăcea foarte mult și să văd să-mi cumpere, că sunt la pachete micuțe. Are și pachet mic, pachet mai mare și pachet mare, lung. Pachetul mare e de 200 de grame, pachetul mic de... Nu, pachetul mare e de 400 de grame, parcă, pachetul mic de 200 sau 250 și pachetul cel mai mic de 100, ceva de genul. Și vreau să-mi iau pachete mai mici de unt, pentru că acelea nu prind gust, nu știu că și la voi pățiți ca untul, chiar dacă îl ții într-o caserolă, mă, începe ori să schimbe gustul, începe să prindă gust de frigider sau începe să se îngălbenească sau nu știu, se întâmple ceva, pentru că nu se mănâncă tot timpul atât de repede și de aceea prefer să iau pachete mici, cum fac și cu smântâna pentru gătit sau cu bulionul. Cumpăr la cantități mici, chit că știu că poate ies mai scump, pentru că întotdeauna cum cumperi un bidon de suc, ați văzut, un bidon de suc la jumătate costă 3,90 lei, atâta era la Carrefour Express. Dacă ar fi să cumperi un bidon la 1 litru, ești mult mai în avantaj, sau dacă cumperi la 2 litri, 2 litri jumătate, mai în avantaj. Cu cât cumperi cantitate mai mare, cu atât ești în avantaj. Când cumperi lucruri mici, cum ar veni pliculețe de zahăr, bulion la cutiuțe mici sau alte lucruri, ești oarecum în pierdere, dar în același timp și în câștig, pentru că nu arunci. De exemplu, la mine bulionul se strică. Măi, și-am pus de atâtea ori și ulei. Face pe margine mucegai, deci chiar dacă are ulei. Anumite lucruri, la fel, smântâna sau foarte multe chestii se strică și chiar nu vreau să dau banii și să irosesc banii așa aiurea, când pot să cumpăr lucrurile mici, gen pachet de unt mic, cutiuțe de bulion mici, sau alte lucruri. Uite, de exemplu, concentratul acela de tomate pe care mi l-a adus mama din Italia, acela nu se mucegăiește, nu pățește nimic. Acela apeși, are tubul acela ca pasta de dinți,
apeși pe el și niciodată nu este stricat. Eventual, poate dacă îl lași câteva zile bune în frigider, să dai prima părticică din el, să o dai afară să arunci. Dar în rest poți să-l folosești că nu ți se strică. Eu de obicei oricum gust. Gust smântâna, gust laptele, gust bulion, gust pastă de ardei, tot ce folosesc și pun în ciorbă, în mâncare, chiar și borșul. Chiar și borșul gust, pentru că nu vreau să risc să mi se strice mâncarea. Mama ieri a uitat să pună uleiul de măsline, așa că am fost acum și l-am luat. Uleiul de măsline de la firma asta de Ceco. Mai avea o altă firmă, dar i-am zis să mi-l dea pe ăsta. Nu contează oricum, pentru mine este marca diferită, în rest este la fel, ulei nu e nicio problemă. Bun, aici am primit o punguță de semințe de chia. Mama știe că folosesc semințe din astea. Am primit un gel intim, dacă vedeți capacul așa este, pentru că mama le pune tot timpul scotch ca să nu curgă, un gel intim cu mușețel. Selena a primit o pereche de sandăluțe foarte frumoase, mie îmi plac foarte, foarte mult. Nu știu dacă ei o să-i mai vină la anul, este mărimea 37. Mie, din păcate, nu cred că îmi vin, pentru că eu am un 35-36, dar... Sper să-i vină. Selena m-a luat, deja are un 37 la picior. Așa, am găsit și jeleurile. Încă mai era o pungă, au desfăcut-o copiii la mama, a rămas acolo. Deci este punguța asta de jeleuri. Și mai avem o punguță cu crocodil. Știam că trebuie să mai fie niște punguțe de jeleuri și nu le găseam. Aici este mâncarea pentru animăluțe, mă duc să le bag și la ei acolo în cutiuță și în borcanel și apoi să văd dacă mă duc înapoi la mama sau dacă mă apuc să fac curățenie în baie, nici nu știu ce să mai gătesc, de mâncat v-am spus, am mâncat McDonald's, am mâncat un Big Mac și a avut un sos atât de ciudat, nu știu, pardon, de diferit. Mai parcă mi-e și așa, zice că e un fel de sos cu hrean, nu știu cu ce. Parcă mi-e și așa, mă ardea și pe nas. Nu știu, mâncarea de la McDonald's nu mai este atât de bună cum a fost odată. S-a schimbat foarte mult mâncarea de la McDonald's, foarte, foarte mult. Cartofii sunt diferiți, totul este diferit. Rar găsești să fie ceva pe plac, adică rar găsești să fie cartofii buni, cartofii calzi sau cum era odată. Mă sunase Marc să mă duc să-l iau că s-a plictisit. Mă mir cum de vrea să vină acasă, că nu a vrut să vină când am plecat eu aici. Aseară copiii și-au făcut puțin așa de cap și au mâncat fluturaș, floricele din tort. Vreau să menționez că tortul a ajuns ieri la fix. Nu am, cum se numește, nu a trebuit să-l mai începem și pe acesta. Toată lumea a mâncat tort. Așa că Selena aseară a vrut să mănânce. Inițial și Marc a vrut, dar în momentul în care a văzut că blatul e roșu, nu a vrut, s-a răzgândit. O să-l tai imediat să vedeți cum arată în interior, că așa nu se vede bine. Așa arată compoziția tortului, este foarte bun, are și ciocolată albă, ciocolată neagră nu, are ciocolată albă. Blatul este făcut cu niște nuci prin interior. Acele nuci mie, sincer să fiu, nu prea îmi plac. Are și niște fructe de pădure la mijloc, care sunt acrișoare. Deci nu este un tort grețos, este un tort chiar foarte, foarte gustos. Și blatul îl colorează cu sfeclă roșie, mă gândesc. Nu cred că ar fi cu colorant sau mai știi, habar nu am, dar cred că sfeclă, că parcă așa scrie acolo, că blatul e colorat natural. Bun, mă pregătesc să mă duc să le iau pe Marca acasă. V-am spus că Selena este la o prietena de-a ei. V-am spus sau nu v-am spus? Așa că mă duc să-mi iau puiuțul să vină acasucă și să vedem ce facem, să vedem ce gătim. Pâine am cumpărat, să vedem ce zice și Bogdan, pe unde este. Mă gândeam la varianta să mă duc, dacă ar fi să vină din București, să fie undeva aproape, să mă duc aici lângă cartierul nostru și să ne ia și pe noi și să ne întoarcem cu mașina, să mă opresc să-mi fac niște cumpărături la Kaufland. Dar nu știu încă, să vedem. Toată chestia este depinde de unde e el, dacă e în aglomerație pe Valea Prahovei, pentru că Valea Prahovei a ajuns să fie aglomerată în orice perioadă, nu doar august și decembrie, cam tot timpul este aglomerat, așa că să vedem ce zice. Aș fi vrut să mănânc o felie de tort.
Dar acum că m-a sunat Marc, mă duc să-l iau, dar am băut și suc și m-am umflat în burtă și nu mai intră, așa că o să-l bag înapoi în frigider și o să mănânc mai târziu. Compoziția lui Marc mi-a plăcut mult mai mult ca și gust decât această compoziție. Nu tot timpul le ies și lor compozițiile la fel, este și normal, pentru că și nouă nu tot timpul ne iese mâncarea la fel. Trebuie să fie ceva diferit, nu tot timpul poate iese carnea la acela, să aibă același gust ciorba sau alte lucruri, așa că eu știam că această compoziție cu Red Velvet este wow. Am gustat aseară de la Selena, nu este rea, dar nu este nici wow, este bună. Dar merge, adică merge mâncată, nu pot să spui că acum nu e un tort bun. Este, dar alte dăți când am mâncat a fost mult mai bun decât acum. Ia să le punem și lor mâncărica. Trebuie să dau un pic cu aspiratorul aici, că văd că au făcut iară mizerie. Și apoi plec. După ce le pun la astea mâncărica, mă duc să le iau pe Marc. Cred că știu ce fac de mâncare în seara asta. Cred că fac salată orientală. Unde e căsuța? Restul am punem aici pe tot și amestecăm să aibă și de alea și de alealalte. Ce faceți, Michișor? Simți deja că am mâncare? Ia! Stai, nu-mi lua unghia! Nu-mi lua unghia! Doamne, că mă dor și mâinile, nu mai am forță nici în mâini. Punga asta, la altă o băgăm aici. O punem altă dată, că nu mi-încape dacă desfac. Asta e aproape plin. Sunt plină de puf. Toată sunt plină de puf. Trebuie să mă dau cu rola de scame. Am fost să-l iau pe Marc, am luat-o și pe Mini, că și pe ea am lăsat-o acolo. Și acum mergem și noi către casă. Hai! Haide, puiule! Cum a fost la mamaia? Ți-a plăcut la mamaie? Uite, dar ce frig e afară, Doamne! Frig rău! Am luat și ghiozdanul Selenei, că era la mama. Mai am și geanta mea și m-a cocoșat. Ce greu e ghiozdanul, Doamne! Deci copiii în ziua de azi au de cărat, săraci, o grămadă de caiete și o grămadă de lucruri. Și sunt atât de grele ghiozdanele. Ia uzi, trenul. Mini, ce faci? Vulpița? Ia uite cât trandafiri frumoși sunt aici, Marc. Vrei să vezi? Trebuie să te ridic. Este 7:08. Mergem să punem niște cartofi la fiert, să facem salată orientală. Și ouă să punem la fiert. Ouă! Yay! Da? Hai, a călcat cu roata pe ceva. Și așa nu știam ce să fac de mâncare în seara asta și mi-am adus aminte când am deschis frigiderul, am văzut borcanul cu castraveți murați. Și Bogdan a zis că vrea salată orientală și zic, hopa, a venit ideea. Că de sâmbătă sau de vineri, nu mai țin minte, a cumpărat castraveții ca să-i fac salată orientală. Și acum am văzut și eu. Trebuie să ajungă și el. Voiam să merg până la Kaufland să-mi fac niște cumpărături, dar este deja târziu. El cred că abia acum e la firmă, până ar veni, până ne-am duce, s-ar face 8 și ceva 9. Așa că nu are niciun sens.
Mă duc eu mâine la cumpărături. Mâine te las la mamaie, da? Păi mă duc la Kaufland mâine, da? Da, ce e? Sau vrei să vii cu mine? Da, ce e? Păi să cumpăr câte ceva de mâncare, să vedem dacă are fructe diferite, dacă are ceva diferit, că m-am săturat de Lidl și de Carrefour și de Penny. Stai acasă la mama e? Da. A, vine acasă la tine? Da, și stau eu singur, că acasă cu ea. I-am pus apă Selenei pentru școală și acum îi voi face sandwich cu unt și cu acest parizer care este nemaipomenit. Dacă n-ați încercat vreodată parizer de Cristuru, să-l încercați, să vedeți că este cel mai bun parizer pe care l-ați mâncat vreodată. Lui Marc este foame, așa că până voi face salata orientală, o să mănânce niște parizeri dacă vrea și apoi va mânca și salata orientală. Ouăle s-au fiert, am pregătit acum și borcanul cu castraveți. Aștept să se răcească ouăle și imediat să văd și cartofii dacă sunt gata, ca apoi să ne apucăm să pregătim. Pachetul Selene este gata. Marc nu mai are răbdare, vrea ouă, așa că o să-i desfac să mănânce un ouăț. Deja este 8 fără, așa că eu o să închei acest filmuleț. V-am pupat cu mare drag și vă mulțumim că ne Ulmăliți! Ne vedem în vlogul următor. Pa, pa! Bravo, Marc! Ne vedem în vlogul următor. Pa, pa! Nu am reușit să mai filmez mai mult de atât, pentru că se încarcă greu, se editează greu și durează. Așa că ne vedem mâine. Pa!